În ecosistemele naturale, totul este sincronizat perfect. Natura are de puține ori nevoie de ajutorul nostru. Astfel, omul trebuie să intervină doar în cazuri excepționale. Primăvara, noile generații de pui de păsări și animale sălbatice se adaptează la viața în sălbăticie. Este o perioadă în care depind încă de părinți, dar învață să supraviețuiască singuri. De multe ori, în timpul acestor lecții, puii pot fi aparent singuri, iar oamenii sunt înclinați să creadă că au nevoie de ajutor. De fapt, de cele mai multe ori, părinții sunt prin preajmă, așa că puii trebuie lăsați în locul în care au fost găsiți. În cazul în care întâlniți un pui de mamifer, nu vă apropiați de el. Dacă îl atingeți, este posibil ca ulterior părinții să-l respingă. În cazul unor specii de mamifere, este posibil ca părinții să lipsească din preajma puiului până la apus. De foarte multe ori, puii de căprioară, spre exemplu, sunt luați din habitatul natural fără să fi fost necesară intervenția omului. Deși aceștia par părăsiți, de fapt, căprioara pleacă de lângă ei pentru a nu conduce prădătorii către pui. Singura situație în care este recomandat să interveniți este atunci când aveți certitudinea că mama puiului este moartă sau dacă puiul este rănit. În această situație, asigurați-vă că puiul ajunge într-un centru specializat. Îl puteți transporta într-o cutie de carton în care puteți pune un prosop moale. Dacă nu aveți posibilitatea să-l predați imediat, îl puteți hrăni doar după ce ați discutat cu un specialist care să vă spună ce tip de hrană îi puteți oferi. În cazul puilor de păsări sălbatice, dacă nu sunt răniți, dar i-ați găsit într-un loc în care sunt în pericol, mutați-i într-un loc ferit sau pe o creangă mai înaltă. Dacă i-ați găsit în apropierea cuibului și aveți certitudinea că părinții sunt prin preajmă, puneți-i la loc. Spre deosebire de mamifere, păsările nu își resping puii, chiar dacă au fost atinși de om. Dacă nu ați văzut deloc părinții, contactați un centru specializat.